acasă, nu mai e acasă, trebuie să mă crezi. Te rup de realitate când în jur doar ură vezi. Lumea asta nu e dreaptă, doar prin artă mai visez. Și tragi dublu pentru tine dacă vrei să demonstrezi. Mișto la Cleumtume Romale, bună ziua, bine ați venit, dragii mei! Sper că v-ați adunat cât mai mulți, pentru că suntem live! Suntem la al treilea episod din emisiunea noastră, eu sunt actrița principală, o emisiune produsă de Juvli Pen. Da, sunt singură, din păcate, fără Mihaela în această ediție, pentru că ea este plecată. Este plecată cu treabă, să nu vă gândiți la altceva. Este plecată cu treabă la Londra, acolo are un workshop despre un viitor spectacol al Juvli Pen, o coproducție nou-nouță făcută de Juvli Pen la Londra. Dar o să vă spun mai multe cu altă ocazie, că acum nu avem timp. Avem timp să vorbim despre subiectul emisiunii noastre de astăzi. Am ales să vorbim despre lipsa educației sexuale în România, consecințe și impact în comunitățile de romi. Un subiect, așa cum știți, controversat, un subiect care a răscolit așa multe întrebări și răspunsuri pe măsură atunci când a fost discutat, un subiect care necesită o abordare mai atentă, aș spune, și cred că ar fi necesar să vorbim mai mult despre lipsa educației sexuale în România, pentru că e necesar. Dragii mei, suntem live concomitent pe mai multe pagini de Facebook. Suntem live pe pagina de Facebook Sexul și Barza, pe pagina Pe Stop și pe pagina de Facebook Zile și Nopți. De asemenea, v-am obișnuit deja în fiecare ediție, noi vă încurajăm să donați către o organizație sau către o asociație. Astăzi vă încurajez să donați pentru asociația Pe Stop și o să vă spun câteva lucruri despre această organizație. Organizația Pe Stop a fost creată pentru a le oferi gratuit celor mai sărace femei din București produse de igienă intimă și deci un strop de demnitate. În prezent, asociația lucrează cu aproximativ 400 de beneficiare din București și zonele rurale în fiecare lună. Distribuie produse esențiale de igienă menstruală, organizează cursuri de igienă, susține comunitățile să-și rezolve unele dintre problemele legate de condițiile de trai improprii și luptă pentru dreptul tuturor femeilor la produse și informații adecvate pentru igiena menstruală. Dacă vreți să donați, aveți un link acolo în comentarii și deci vă încurajez să faceți acest lucru, să donați. Astăzi avem trei invitați, cumva am încercat să avem așa câte un invitat din fiecare zonă, să cuprindem așa toate zonele care ar merita să intre în discuție pe această temă și am ales trei invitați pe măsură. O să ni se alăture pe parcurs, dar alături de mine în studio l-am invitat pe Bogdan Paraschiv. O să vă spun câteva lucruri despre Bogdan pentru cei care nu îl cunosc atât de bine. De asemenea, în partea a doua a emisiunii ni se va alătura Florentina Manea, activistă romă. Iar spre finalul emisiunii ne bucurăm tare mult că alături de noi va fi Oana Silvia Țoiu, deputat USR Plus. Așadar, Bogdan, îți spun bine ai venit, mișto Avilean, și bine, mă bucur. Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că ești alături de noi. O să le spun câteva lucruri celor care sunt alături de noi despre tine. Bogdan este licențiat în drept și are un master în științe penale. Este absolvent al Colegiului Național de Apărare, al Institutului Național de Administrație Publică, programul de formare specializată pentru ocuparea funcției publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici. De asemenea, el este secretarul general al Partidei Romilor Pro-Europa și subsecretar de stat al Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.
Bogdan, aș începe cu începutul, ca să zic așa. Știu că ești obosit, știu că ești venit de pe drumuri, ca și mine de altfel, dar propun să ne concentrăm pentru că e un subiect atât de necesar și important și să trebuie tratat cu multă seriozitate și te-aș întreba ce măsuri există sau inițiative concrete în ministerul la care ești, în ceea ce privește educația sexuală în România. Da, ar trebui de la capătul locului să pornim de la legea 272 per 2004, care prevede protecția și drepturile copilului, unde este blocat în Parlament cam de vreo 2 ani de zile. Aici prevedea educația sexuală, acest subiect atât de tabu, ca și oră de desfășurare în școli. De când doamna ministru ocupă această funcție în cadrul Ministerului de Ministru al, fun al, tine al Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, încearcă cu specialiștii din cadrul Ministerului și Autorității Naționale pentru Protecția și Drepturile Copilului, să Vorbești de de doamna Firea, nu? doamna Firea, de Da. doamna Gabriela Firea, să deblocăm acest vid legislativ, pentru că legea a fost în primă fază adoptată de către Camera Deputaților, a fost transmisă către președinte pentru promulgare, aceasta întorcându-se către Curtea Constituțională cu unele aspecte pentru a fi reexaminate, pentru aspecte de neconstituționalitate. Acum cred eu că deblocarea și ceea ce doamna ministru chiar a insistat să deblocăm foarte urgent acest aspect, prevede ca educația sexuală să fie înlocuită. De fapt, aici nu s-a înțeles, poate din rea voință și a mai multor colegi din Parlament, că nu introducem educația sexuală ca și o materie în școli, ci introducem educație sanitară ca și o curriculă aparte. Deci, practic, să înțeleg, oamenii aveau o problemă, oamenii, deputații aveau o problemă cu titlul, nu? Cum se va numi? De ce să se numească educație sexuală când se poate numi educație sanitară? Nu, aici a fost Exact, exact. să nu apară cuvântul sexual. Exact. Dar, după părerea ta, nu e același lucru? Adică, educația sexuală nu e cumva și o educație sanitară și o educație medicală, dacă vrei, și. Clar Adică. înglobează foarte multe aspecte această educație sanitară și sexuală. Educația sanitară, cred că, de fapt nu cred, ci sigur, înglobează toate aceste aspecte foarte importante pentru copiii să înțeleagă cum se dezvoltă corpul, cum Sigur. toate aceste aspecte privind transmiterea bolilor sexuale și așa mai departe, să înțeleagă cum trebuie să ia pas cu pas viața. Bogdan, de ce crezi că e necesar să vorbim despre educația sexuală în România, cu atât mai mult cu cât știm că și în comunitățile de romi cumva lipsește această educație și mai mult decât atât în comunitățile de romi nu prea ajunge informația. Deci, cum ai vedea tu abordarea asta? Adică, cum ar trebui să vorbim în comunitățile de romi despre acest subiect? Mult mai aplicat decât s-a făcut până acum. Pentru că avem o mare problemă în rândul căsătorilor timpurii acolo și, din păcate, membrii comunității noastre nu au înțeles că produc un mare dezavantaj copiilor pe care îi supune la foarte mari traume, distrugându-le copilăria, practic. Nu ai cum să forțezi doi copii la 12-13 ani să se căsătorească și de ce nu să-i închizi într-o cameră și să îi înveți cum să facă. Da, dar nu crezi că tocmai această lipsă a educației și pentru părinți a dus cumva la această cauză pe care o vedem
și în comunitățile de rom, dar trebuie să specificăm că nu doar în comunitățile de rom se întâmplă aceste căsătorii. E o falsă problemă să spun așa că în România doar în comunitățile de romi sunt astfel de practici. Nu. Cred că în prima fază ar trebui să spunem că acolo în mediile defavorizate, unde sărăcia îndeamnă foarte multe familii să-și dea fetele pentru un trai mai bun. Aici discutăm despre foarte multe aspecte care ar trebui să dea de gândit atât guvernanților ca mine, da? Și de ce nu societății civile, care ar trebui să fie mult mai aplicată, nu doar la întâlniri la mese rotunde și foarte multe întâlniri în care doar se vorbește, fără a face fapte concrete. Ce inițiative ați avut în sensul ăsta? Știu că și alte organizații au fost în comunitățile de rom și au încercat să vorbească și cu fetele și cu băieții, de ce nu, și cu părinții. Clar, ne propunem un parteneriat îndeaproape cu Autoritatea pentru Protecția Copilului, cu Direcțiile Generale pentru Protecția Copilului. Aș vrea să implic, desigur, autoritățile județene, pentru că vreau cât de curând să fac o întâlnire la nivel regional în care să înțelegem cât mai mult și cât mai bine acest fenomen. Pentru că nu mai trebuie să îl ascundem, trebuie să fim primii care îl promovăm. Îl promovăm, da. Și avem de gând aceste campanii să le desfășurăm nu doar la televizor, pe Facebook sau la, ci chiar în rândul comunităților, mergând acasă la femeile rome cu fete acasă, care poate și la bărbați. Și la bărbați, pentru că și acolo există o mare problemă. Bărbații de romi au acea tărie de caracter care nu. Domne, de ce fata mea trebuie să se mărite, nu trebuie să facă școală. Nu, trebuie să facă școală. Pentru că de acolo numai așa își poate depăși condiția prin educație. Sigur, cred că nu e îndeajuns doar organizațiile rome să facă lucrul ăsta, ci cred că trebuie o colaborare și între instituțiile statului care până acum, dacă vrei părerea mea, nu s-au implicat deloc în subiectul ăsta și știi că am vorbit înainte de emisiune, că am auzit la radio tot așa vorbindu-se despre acest subiect, iar un deputat, nu îi dau numele, nici formațiunea de la care e, că nu ne interesează, dar era foarte revoltat. Că, domne, de ce nu mergeți, domne, în comunitățile de rom? Că acolo e problema. Să le spuneți să nu se mai căsătorească, că ei sunt de vină, că suntem pe primul loc, apropo de... Așa este, România și Bulgaria este pe primul loc la căsătorile timpurii și la, la fetele care, până în vârsta de 18 ani, dau naștere unui copil. Să nu vorbim, dacă tot vorbim de cifre, numai anul trecut aproape 800 de fete cu vârsta până în 15 ani au dat naștere unui copil. Cel mai grav este că nici ele nu înțeleg acest aspect, că le este pusă viața în pericol și vorbim de aceste fete până la 15 ani, în următorul an am mai dat încă 30% dintre ele, au mai dat naștere încă unui copil. Adică clar, există o problemă care trebuie înțeleasă de toți factorii și să răspundem pe măsură. Deci factorii ar fi așa, guvernanții, exact. Nu? Autoritatea pentru Protecția Drepturilor și Copilului și organizațiile societatea civilă, care să civilă, lucreze, da, în direcția asta. Și... Dar, din punctul meu de vedere, și poliția ar trebui să se... să fie implicată mult mai mult. Pentru că atunci când sunt semnalate aceste căsătorii timpurii, nu prea iau măsurile care ar trebui să fie cât mai drastici cu părinții care până la urmă își forțează copiii să se căsătorească. Dar să revin la discuția pe care am auzit-o eu la radio. Ce părere ai de acest deputat care dă toată vina doar pe comunitatea romă? Nu este singurul. Știm foarte... De fapt, cam tot ce se întâmplă greșit în România este vina romilor. Aici e marea problemă. Nu, clar ar trebui să înțeleagă și ei că comunitatea romă a trăit într-o sărăcie și într-o istorie foarte urâtă, să spunem așa, da? De 30 de ani cam nimic nu se face pentru comunitate
Și trebuie să vadă, mai ales dacă este deputat, nu știu în ce zonă. În zona Galați. Și el cred că se referea la comunitatea tradițională din Tofla, cred. Okay. Da. Chiar îl invit să mă sune, să mergem împreună acolo, să vadă că educația copilor acolo, avem olimpici de etnie romă, care merg la liceele din Galați, vin la facultățile din București. Deci acolo și-a pus amprentă, știi, pentru educația lor și religia. Pentru că o mare parte din comunitatea de la Toflea este adventistă sau penticostală. Nu știu exact care au această... Cred că sunt și penticostali și adventiști. Și adventiști. Iar pentru ei și-au pus această... cum să spun eu, legături între Dumnezeu și ei, să nu mai aibă astfel de practici tradiționale, cum să le numesc alții. A, deci o duc în sensul bun, adică în sensul bun. Nu-și în mai căsătoresc copii, exact. Având această credință că Dumnezeu nu e de acord să-ți căsătorești, e bine. E bine. Dar mai știu că unii romi, tot așa, practicând aceste religii pe care tu le spui, sunt și împotriva avortului, pentru că zic că e un păcat și atunci... Sunt împotriva avortului, dar trebuie să înțeleagă că și avortul, chiar dacă noi ca țară suntem într-un deficit al natalității, ar trebui să înțeleagă că nu, mamele nu pot să-și pună în pericol sănătatea, dacă vorbim de cazuri în care trebuie și din punct de vedere al sănătății, avortul este singura soluție. Atât a salva copilul, a salva viața mamei. Da. Deci, și a copilului câteodată. Exact. Da. Vreau să te mai întreb ce părere ai tu ca și rom, ca și bărbat rom. Tu ai o fetiță. Am o fetiță. Să-ți trăiască, e foarte frumoasă. Cum vorbești? Bine, e prea mică ea, dar nu știu, peste câțiva ani. Cum vei vorbi cu ea despre educația sexuală, de exemplu? Ce îi vei spune? Lăsând la o parte funcția și toate lucrurile astea pe care le ai. Să știți că înainte de funcție, mă știi foarte bine că înainte de funcție sunt om. Și mi-a plăcut să am această calitate de om. Și cred că din cauza asta m-ai și invitat azi aici, nu din prisma funcției. Trebuie să spunem că bărbații nu se implică atât de mult în această educație sexuală, în rândul familiei. Poate din rușine, poate că, nu știu, să nu-i transmită fetiței o mentalitate, cum să spun eu, de ce vorbește tata cu mine asta, de ce nu vorbește mama. Așa că de cele mai multe ori bărbații aruncă această chestie către responsabilitate către mamele. Și crezi că e ok? Adică crezi că tata nu e la fel de important să vorbească lucruri de genul ăsta cu este o fată? La fel de important, dar cred că ar trebui delimitat unele chestii. Adică nu îi poți explica sau nu știu cum vezi tu sau până unde poate duce discuția între tată și fată, această discuție pe parte de educație sexuală. Pe modelul contraceptiv, pe modelele astea de a nu își începe viața atât de vreme, cum se întâmplă în ziua de azi, da. Dar în a intra în detalii, cred că este de mai a apropia și de a înțelege eu mai bine, aici e responsabilitatea voastră a femeilor. Ce vă mai place să aruncați responsabilitatea numai la femei? Într-adevăr, e o altă relație între mamă și fiică, sunt de acord, dar cred că și tata trebuie să... Da, de mine Daria este foarte apropiată. Vorbim, dar deocamdată este mică, trebuie să-și trăiască copilăria, că pentru asta suntem aici. Să nu mai le răpim din clipele de copilărie, da? Vorbeam mai devreme de copile de 14 ani, 12 ani care dau naștere unui copil. Mai devreme, stând cu tine la cafea, spunea o colegă că participa la educația într-o localitate din Giurgiu, parcă, unde o fată de clasa 8 era gravidă, însărcinată și a leșinat în timpul orei. Despre cazuri atât de grave vorbim. Deci ar trebui să înțelegem că viața copilor trebuie trăită
modul copilăriei, nu al maturității pe care părinții încearcă de multe ori să o le transmită. Uite, mă gândesc acum și la mine, poate, nu știu, când eram noi elevi, că nu cred că ești mult mai mic ca mine, Bogdan. 36, cred. Am făcut al arterii. 36. Eu am căștile astea și aud... 36. 36, da, mulți înainte. Mulțumesc. Suntem pe acolo, să zicem. Nici noi n-am avut parte în școală de această educație sexuală, dacă vrei. Și am ajuns la o vârstă în care ne informam că, până la urmă, devii curios și te informezi. Exact. Și te informezi din locuri greșite. Site-urile. Știi? Site-urile exact, site-uri cu, pentru adulți, din exact diverse care... alte medii care nu-ți oferă, nu știu, întotdeauna răspunsul adecvat sau întotdeauna răspunsul... Să știți că și aici, să știți, Zita, că și aici, din punctul meu de vedere, așa este. O primă cunoaștere a tinerilor cu acest mediu al sexualității îl au din a accesa astfel de site-uri. Cred că o măsură bună a noastră ar fi taxarea acestor site-uri. Pentru că atunci când ai o metodă de plată, ca și copil nu cred că poți avea acces la ea. Ei, stai să vezi ce umblă ei pe la cardurile părinților și nu cred că asta ar fi. Eu cred că cel mai bun lucru ar fi să ne informăm, să existe în școală, să-ți explice, să vină să vorbească deschis despre ce înseamnă asta, să nu mai fii nevoit tu, adolescent fiind, să te duci să cauți în alte locuri, să te informezi și să nu știi până la urmă ce înseamnă toate lucrurile astea și mai grav să ajungi să faci alte rele. La orele de biologie se discută unele aspecte în momentul de față. Păi da, orele de biologie le faci în a opta. În a opta, exact. Cred că deja e puțin târziu, adică ar trebui mai devreme să vorbești despre toate lucrurile. Deblocăm această lege și o să devină... Apropo, când crezi că va deveni această lege? Doamna ministru depune toate diligențele în a debloca cât mai curând, pentru că este imperios necesar să o avem aplicată în școlile din România. Dar cine s-a împotrivit, dacă poți să-mi spui? Adică... Nu știu dacă s-a împotrivit, adică nu aș vrea să arunc vina pe cineva, ci a fost sesizat un articol neconstituțional, acolo a fost sesizată Curtea Constituțională, în care a spus că da, este o lege neconstituțional și trebuie întoarsă către reexaminare. Pentru că știu că ministru Sorin Câmpeanu a vorbit despre necesitatea unei astfel așa de este. Materii. Cu toții vorbim despre. Adică mai ales coaliția de guvernare este cu totul pregătită și își dorește cu cât mai repede să promulge această lege și să adopte. Am înțeles. Toți își doresc, dar nimeni nu face nimic. Și în continuare avem multe lacune în sensul ăsta, din păcate. Spune-mi concret, Partida Romilor face ceva? Are vreo inițiativă în acest sens? Vorbesc de, nu știu, de ceva campanii în comunitățile de rom? Partida Romilor, după cum bine știi, tot timpul s-a implicat activ în viața comunității și ne interesează foarte, foarte mult acest aspect să-l combatem, să spun așa. Avem foarte multe campanii. Acum organizația de tineret, pentru că este foarte activă și știi foarte bine lucrul ăsta, va pregăti în următoarea perioadă ample campanii în comunitățile noastre, tocmai pentru a informa cât mai corect membrii comunități și vor merge la fetițele din comunitate să le explice ce înseamnă cu adevărat. Câte comunități aveți în vedere sau nu v-ați gândit încă? În nu? Toate județele țării. Deși, în toate județele. Noi avem 30 de filiale funcționale. Campaniile noastre, mai ales acum în perioada asta, ne-am îndreptat peste 300 de comunități. Deci suntem foarte activi, atât organizația de seniori cât și cea de tineret. Adică v-ați gândit cum veți face aceste discuții? Vor fi femeile care vor vorbi cu fetele, reprezentante? În prima fază, pentru că știm reticența comunității, în prima fază o să lăsăm pe fetele noastre de la organizația de tineret să aibă această discuție. Veți merge în școli sau doar în comunități? În școli și în comunități, pentru că sunt fete care au fost
luate din sânul școlii și lăsate acasă și trebuie la acelea în primul rând să ajungem, pentru că ele clar nu mai au acces la educație de niciun fel. Spune-mi ce proiecte de, nu știu, de viitor, că așa se zice, știu că e un clișeu, dar așa, proiecte pentru perioada următoare ai ca și subsecretar de stat în Ministerul Familiei, ce pregătiți? Da, am participat acum o lună de zile la o întâlnire cu copii instituționalizați. Acolo am aflat o informație, să spun așa, despre care nu cred că știai nici tu, nici eu, nici multe persoane. Peste 60% din copiii instituționalizați din România sunt de etnie rom. Eu nu am știut lucrul ăsta. Și ar trebui să vedem ce a dus la acest lucru, care sunt problemele reale, de ce un număr atât de mare de copii romi sunt abandonați, sunt, iată, în protecția statului. Și asta este un prim proiect al meu pe care vreau să-l fac cât mai activ și vreau să-l promovez cât mai mult, să facem un recensământ real și să nu mai avem doar supoziții. Am înțeles. Mulțumesc tare mult pentru discuție, Bogdan. Cred că ți-a făcut și ție plăcere. Cu mare drag. Și aștept legea, aștept cu mare interes. Când se va adopta, o să vin la tine în emisiune din nou. Te rog. Îți mulțumesc tare mult. Dragi prieteni, noi vom lua o foarte scurtă pauză, dar voi să nu cumva să plecați din fața calculatoarelor sau telefoanelor sau pe unde ne vedeți. V-am spus că suntem live pe mai multe pagini de Facebook, așa că rămâneți pe una dintre ele. Noi luăm o foarte scurtă pauză și în câteva momente ni se va alătura Florentina Manea, activistă romă, cu care vom discuta tot acest subiect, lipsa educației sexuale în România. Rămâneți, nu plecați nicăieri. Mă Kai o gaja jana menza Jamba pire sabhalo O Antonesco sole sandoshero Shosho jungalo haibango Lero men mai sin entraio Yo yo Miko ji shikali 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 Yeah yeah Acasă nu mai e acasă Trebuie să mă crezi Te rup de real Când în jur doar ură vezi Lumea asta nu e dreaptă Doar prin artă mai visez Și tragi dublu pentru tine Dacă vrei să demonstrezi Și din nou fasciștii Și-au arătat puterea Dar vom face o strategie Să-ți luăm spațiu și averea Fac o magie și pun poalele pe cap Și în secunda doi Toți rasiștii fac infart Yo, vulva ta Terminar.
Am revenit, sper că ați stat să ascultați melodia Vulva Attack. Cred că asta a fost, nu? Să ne trimiteți întrebări. Apropo, așteptăm întrebările voastre. Noi vă răspundem la toate întrebările. Dacă aveți și sugestii pentru noi, de ce nu, să ni le lăsați toate acolo în comentarii. De asemenea, puteți dona și vă reamintesc de fiecare dată pentru asociația Pe Stop. Suntem live așadar pe concomitent, pe mai multe pagini de Facebook, pe Sexul și Barza, pe pagina Pe Stop și pe pagina Zile și Nopți. O să vă mai spun și câteva lucruri despre Sexul și Barza. Este cel mai mare site care vorbește despre educație sexuală într-un limbaj accesibil. Adriana Radu, cea care îl coordonează, spune: adolescenții sunt foarte speriați și nu știu nimic nici din ce sunt compuși, nici terminologia care se învață la anatomie. Fetele sunt speriate și întreabă cum rămân însărcinate, dacă au rămas însărcinate, ce li s-a întâmplat. Băieții au și ei propriile lor temeri legate de faptul că nu performează. Suntem într-o mare lipsă de cunoștință. Asta cam așa e și de multe ori Adriana postează și pe Facebook tot felul de întrebări și tot felul de lucruri interesante pe care adolescenții o întreabă sau au tot felul de întrebări, pentru că nu au acces la informații și nu există informații în acest domeniu. V-am spus că în partea a doua a emisiunii ni se va alătura Florentina Manea, care dacă e cu noi și ne aude, o salut. Bună ziua, Florentina! Bună ziua și bună tuturor! Bine ai venit, mă bucur că ești alături de noi. Și mă bucur mult să vă cunosc și mulțumesc mult pentru invitație. Cu mare drag, dăm voie să citesc câteva lucruri despre tine, Florentina. Florentina Manea este activistă feministă romă, care în prezent își termină studiile la Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București. Încă din liceu, Florentina a fost implicată în activități și proiecte de voluntariat legate de antidiscriminare, diversitate și implicarea tinerilor în politică. Ea lucrează ca asistent de comunicare și consultant pe proiecte care vizează combaterea discriminării față de rom, folosind strategii politice și economice. Florentina este de asemenea mentor în cadrul programului de mentorat Sisterhood al Asociației Eromnia și gazdă a podcastului Daipen, care este cu și despre fete și femei rome, dincolo de stereotipuri și prejudecăți. Florentina s-a alăturat de asemenea Centrului European pentru drepturile romilor în 2022, în calitate de Human Rights Monitor în România. Wow, câte lucruri interesante faci, Florentina! Bravo, felicitări! Mă auzi? Da. Da, mă auzi, ok. Florentina, spune-mi, te rog, de ce este important, de ce crezi tu că e important ca tinerii să le vorbească adolescenților și tinerilor despre educația sexuală? În primul rând, pentru că educația sexuală cred eu că este o parte integrantă a vieții umane și copiii și tinerii au dreptul acesta să primească informații fiabile, fundamentate și cuprinzătoare cu privire la acest subiect. Educația sexuală în școli, după cum ai spus și tu mai devreme, este încă o chestie sensibilă în școli. Și atunci ei au nevoie să primească informațiile astea de undeva. Și cred că ei se simt foarte apropiați de cineva care are aproximativ aceeași vârstă cu ei sau care a trăit și a experimentat lucruri similare. Și e vorba în același timp și despre relația care se creează. Pentru că se formează o relație bazată pe prietenie, deschidere, se simt foarte liber să ne pună orice fel de întrebări. Și cumva nu mai există relația asta de autoritate, ei nu ne percep pe noi ca pe o autoritate. În schimb, când ei vorbesc cu cineva mult mai mare, intervine relația asta de putere și intervine și conceptul de noi și ei. Nu mai au aceeași libertate, se simt rușinați și nu mai au nici curaj. Și atunci, ca tânăr, cred că este o responsabilitate, în momentul în care tu ai informații corecte despre educație sexuală, să le împărtășești cu alți tineri. Tu ai lucrat în comunitățile de rom. Spune-ne unde ai lucrat și cum a fost această experiență. Am lucrat destul de recent cu fetele de la Eromnia în comunități din Izil și Valea Seacă. Și pentru mine a fost o experiență foarte interesantă. În primul rând pentru că mi-am dat seama cât de
cât de privilegiată sunt că am avut acces la astfel de informații. Totuși, am văzut încă că există foarte multe stereotipuri și probleme legate de educație sexuală. Spune-mi, în viziunea ta, care ar fi avantajele? De ce e necesar? Adică cu ce ne îmbogățește dacă această educație sexuală ar fi predată în școli? Cu ce bagaj de cunoștințe am plecat noi, adolescenți noi? Vorba vine că eu nu mai sunt adolescență, dar uite, adolescentă, dar și pentru mine cred că ar fi necesar un curs și la vârsta asta l-aș accepta cu mare drag, dar cu ce crezi că îmbogățește un adolescent aceste cunoștințe? Foarte multe avantaje. O să vă spun câteva pe care eu le consider foarte importante. În primul rând, educația sexuală îi ferește pe copii și pe tineri de abuzuri sexuale. Am auzit o comparație foarte frumoasă la Adriana Radu, care mie mi-a plăcut și o să folosesc și eu. Atunci când un copil știe că urechea lui se numește ureche, îți poate spune că s-a lovit la ureche. Dar cum mulți copii și adolescenți astăzi nu știu despre organele genitale decât că sunt acolo jos și că e rușinos să vorbim despre ele, ei sunt foarte predispus și la abuzuri și hărțuire sexuală și nu știu să vorbească despre asta. Apoi, educația sexuală are ca scop să facă din persoane tinere niște persoane responsabile, care știu cum să aibă grijă de ei și de corpurile lor și care merg la medic când au probleme. Educația sexuală ne învață să avem puterea să spunem nu atunci când ne simțim inconfortabili și să avem autonomie asupra corpului nostru. În același timp, ne dă și încredere în sine, atât fetelor cât și băieților. Noi nu încurajăm pe tineri să facă sex, nici nu le spunem cum să facă asta, ci le explicăm cum să fie în siguranță dacă și în momentul în care ei vor face asta. În același timp, educația sexuală are un rol foarte important în stoparea perpetuării stereotipurilor de gen și crește și nivelul de comunicare în relații. Cum crezi că afectează fetele și adolescentele rome lipsa educației sexuale? Pentru că eu cred că ele sunt mai vulnerabile în sensul ăsta. Cu siguranță sunt foarte afectate, pentru că lipsa accesului la informații despre educație sexuală le pune în primul rând în pericol. Suntem învățate că virginitatea este ceva ce băieții ne iau, că suntem valoroase doar dacă suntem pure și virgine. Și chestia asta nu mai este ceva de cultură, se întâmplă în general și atunci există foarte multe persoane astăzi, special din comunități rome, care nu au acces la astfel de informații și nu știu să definească, de exemplu, cuvântul consimțământ. Și când nu realizezi că ai autonomia asupra propriului corp, e imposibil să o pui în aplicare. Ele sunt expuse frecvent la abuz și hărțuire, tocmai pentru că nu știu că lucrurile astea nu sunt normale, nu știu să spună nu și cum să reacționeze, pentru că n-au învățat. Ele, neavând acces la informații despre educație sexuală din surse sigure, chestia asta le afectează, cred, și percepția despre relații. Fără o informare corectă, tinerii ajung să aibă sarcini nedorite și tot mai mulți suferă de boli cu transmitere sexuală. Și în același timp, aici este vorba și despre accesul la servicii, pentru că de multe ori medicul ginecolog este în altă comunitate și cumva accesul nu e foarte facil. Și încă ceva de care ne lovim foarte des este că de multe ori, femeile rome nu sunt angajate din diferite motive sau nu au asigurări de sănătate, nu au nici măcar ajutor social. Și atunci ele nu au acces la servicii de acest gen, de tot ce ține de sistemul de sănătate. Și în general, când discutăm despre femei rome și tema educației sexuale sau a drepturilor reproductive, este o temă care de obicei când apare pe agenda publică, apare sub forme rasiste sau hegemonice, legate de controlul corpului, de lipsa capacității femeilor rome de a-și crește și educa proprii copii. Am auzit la un moment dat o persoană publică, nu o să dau nume, care are într-adevăr un impact social foarte mare. Spunea că este în etnia romilor să facă mulți copii și să nu meargă la școală, pentru că asta e specific identității rome și el este un formator de opinie foarte mare. În afară de faptul că femeile rome sunt invizibile în istorie, nu învățăm despre asta la școală, pe internet informația este vagă, în societate ni se inoculează acelea stereotipuri despre femei rome și atunci este clar că nivelul de ignoranță este foarte mare, oricât de dur ar suna. Și noi, acum, având acces la informație, ar trebui să depășim cadrul acesta al neștiinței motivat de faptul că n-am învățat la școală. Pentru că e foarte ușor să acționăm după impulsuri rasiste și mai greu să înțelegem comunitatea și să facem ceva pentru ea. Cred că e mai comod să fii așa ignorant decât să te informezi, Florentina, și asta nu legat doar de subiectul ăsta, ci în general, de atunci când vorbim de romi, e mai comod să fii ignorant, să ai așa o, cum să zic, o, așa, ți se cam rupe
Mai pe românești, știi? Ăștia sunt așa, ce mai mă informez eu, de... no, nu mă interesează, știi? Dar vreau să revin la ceea ce spuneai tu și ai amintit de consimțământ și despre virginitate și aș vrea să le luăm pe rând. Ce este pentru tine consimțământul? Cum definești consimțământul? Consimțământul pentru mine este, în primul rând, un acord între parteneri de a se angaja în activități sexuale, iar el trebuie să fie comunicat clar, liber și să stabilească anumite limite. Foarte important este că el nu poate fi dat de persoane minore sau care se află sub influența alcoolului sau alte lucruri sau care sunt inconștiente. Dacă în același timp, dacă cineva este de acord cu o activitate sub presiunea intimidării sau amenințării, nici acesta nu poate fi considerat consimțământ pentru că nu a fost dat în mod liber. Da? Iarăși, dinamica inegală a puterii, cum ar fi angajarea în activități sexuale cu un angajat sau cu un student, înseamnă de asemenea că consimțământul ăsta nu a fost dat în mod liber și, foarte important de menționat, consimțământul poate fi retras în orice moment în care te simți inconfortabil. Și vorbeai și despre virginitate. Cum demontăm acest cult al virginității? Pentru că știm că atunci când vorbim de comunitățile de rom și mai ales comunitățile tradiționale de rom, există încă, din păcate, această practică. Aș vrea întâi să menționez că cultul ăsta al virginității nu face parte din cultura romă, este ceva foarte greșit, care poate fi rezolvat prin educație sexuală. Mi se pare că stereotipul ăsta este de fapt adus de cei care vin din afara comunității rome. Și pentru ei este foarte comod să dea vina pe comunitatea romă, cum spunea și Bogdan. Nu este mereu țapul ispășitor. Și noțiunea asta a virginității a apărut toată ce religia, de fapt, a introdus monogamia oficializată prin căsătorie, bărbatul fiind considerat capul familiei, care dispunea de resurse financiare, voia să știe sigur ai cui sunt copii pe care îl întreține. Și căsătoria cumva garanta lucrul ăsta. Iar pe parcursul istoriei, virginitatea a devenit sinonimul valorii femei sau a purității ei și a fost folosită de multe ori și pe post de capital, pe care părinții femeii îl vindeau pentru un preț mai mare sau pentru un statut social mai prestigios. Dar eu cred că, de fapt, tot conceptul ăsta susține obiectificarea femeii și le dă și mai multă putere bărbaților, îi face ca primul act sexual al femeii să nu fie despre ele, să fie doar despre ei. Astăzi, noi ar trebui să fim conștienți că activitatea sexuală a femeii nu are nicio legătură cu puritatea sau valoarea ei. Tocmai pentru că primul act sexual este foarte diferit pentru toți. Sexul poate fi de multe feluri și fiecare persoană își definește începutul vieții sexuale în proprii termeni. Doar pentru că nu toți au aceleași noțiuni tradiționale și heteronormative, nu înseamnă că ar fi ceva în neregulă. Din păcate, există foarte multe fete care, de fapt, primul lor... prima întâlnire cu activitatea sexuală începe de fapt cu un abuz și atunci în cazul ăla nu putem să vorbim despre un act sexual, ci despre un abuz. Cum identificăm, apropo că vorbeai de abuz, cum identificăm un abuz sexual? Pentru că de foarte multe ori se întâmplă, iar unii dintre adolescenți nu-l identifică și nu știu că li s-a întâmplat un abuz. Și atunci... Da, te rog. Sunt foarte multe semne. Eu am trei categorii. Dacă ești destul de atent la un om, le observi. În primul rând este comportamentul exagerat de sexualizat. Apoi, victimele manifestă probleme de ordin emoțional, frică, rușine sau și au și comportament autodestructiv. Dar cred că foarte important este, cum spuneai și tu, ca tinerii să știe că hărțuirea și abuzul sexual nu înseamnă doar viol. Hărțuirea, de exemplu, are trei forme: verbală, non-verbală și fizică. Și este foarte important să învățăm tinerii că ei pot spune nu și pot reacționa la ceea ce îi face să se simtă inconfortabil, fiind chiar și o glumă. Chiar și o glumă cu tentă sexuală pe care tu nu ți-o dorești este considerată hărțuire sexuală. Pentru că noi avem control asupra propriului corp și dacă trecem printr-o experiență de abuz sau hărțuire sexuală, nu este vina noastră, este întotdeauna vina agresorului. Ideile astea, cum că și-a căutat-o singură sau n-ar trebui să se îmbrace provocator, sunt extrem de greșite, pentru că un om responsabil care are informații despre educație sexuală ar trebui să știe că felul în care se îmbracă cineva nu reprezintă o invitație. Da, de multe ori am auzit sintagma asta, ei, și-a cerut-o, n-ai văzut cum era îmbrăcată? Vroia să fie agățată, n-ai văzut ce fustă scurtă avea? Adică niște
Da. Bun. Aș vrea să-mi spui, pentru că tot ai lucrat în comunitățile de rom și ai lucrat cu tineri, aș vrea să-mi spui ce ai identificat tu, cum sunt relațiile dintre adolescenți, dintre fete și băieți, bineînțeles cu referire la relațiile sexuale. Adică din ce ți-au povestit, din ce ai văzut, din, nu știu, din ce ai observat, că bine că adolescenții nu povestesc chiar tot, nu spun chiar tot, mai lasă acolo o urmă de mister așa, dar din experiența ta aș vrea dacă ai exemple, bineînțeles fără să spunem nume sau alte lucruri, nu vorbind la general așa. Evident că, așa cum se întâmplă și în cadrul populației majoritare, încă există rușinea asta de a vorbi despre educație sexuală, pentru că oamenii nu înțeleg de fapt ce înseamnă. Și cred că ce am observat eu în comunitățile de rom este cum afectează cultul virginității comunitățile astea, pentru că ei nu au acces aproape deloc la educație sexuală și nu au cum să afle, de exemplu, că virginitatea este un construct sexual pentru care nici măcar medicina nu are o definiție. Și cumva, conceptul ăsta de virginitate, cred că suntem cu toții vinovați, pentru că, datorită felului în care vorbim și ne raportăm la el, l-a devenit cumva așa un obiect. Fetele o pot pierde sau o pot oferi cadou, iar băieții o pot primi sau o pot câștiga sau poate chiar o pot lua cu forța. Și atunci, fetele, tocmai pentru că nu au acces la informații corecte, au foarte multe așteptări care nu reflectă realitatea când vine vorba de pierderea virginității, care se formează foarte des prin intermediul prietenilor sau prin media. Și am citit de curând un studiu care spunea că femeile care erau mulțumite din punct de vedere psihologic de primul act sexual s-au simțit mai puțin vinovate, tocmai pentru că femeile care nu au educație sexuală au acest sentiment de vinovăție, simt că pierd o parte din ele și din identitatea lor. Și asta am observat foarte des la multe fete cu care am stat de vorbă. Și tocmai pentru că avem narațiunea asta inconsecventă, care variază de la momente extraordinare desprinse din filme, până la limbajul violent al pierderii virginității, chestia asta are un aspect foarte negativ asupra așteptărilor și experiențelor fetelor, în special al fetelor rome, care nu au acces la astfel de informații. Și adevărul e că, deși prima experiență sexuală este doar un moment în viață, ea poate influența modul în care abordezi și privești sexualitatea de-a lungul vieții. Și în același timp are și un impact profund asupra capacității femeilor de a-și explora identitatea sexuală și provoacă anxietate în jurul sexului. Și Deci, cred că... da, Spune. te rog, te rog. Cred Nu, că vreau toată să spun treaba... că atunci când ai cunoștințe și ești sănătoasă, ca să zic așa, din punct de vedere sexual și ai informații și știi despre ceva, cumva este o sănătate generală, pentru că asta influențează, poate nu în acel moment, dar pe viitor psihicul, tot felul de alte lucruri, deci e cumva o stare generală de bine a corpului tău până la urmă, nu? Exact, da, și chiar am observat recent că tinerii sunt foarte curioși și au întrebări legate de ce ține de educație sexuală. Și chiar recent am văzut pe TikTok un băiat care vorbea despre faptul că nu te poți numi bărbat dacă iubita ta a avut mai mult de un partener sexual înaintea ta. Și m-a bucurat foarte mult că au existat mulți băieți care au reacționat în sprijinul femeilor, vorbind despre cât de greșită este abordarea asta. Și văd din ce în ce mai multe fete și băieți care își folosesc canalele lor de socializare, precum TikTok, Instagram și așa mai departe, să vorbească despre educație sexuală. Văd o deschidere din partea tuturor despre subiectul ăsta, atât în ceea ce privește curiozitatea, dar și să ofere cumva informație. Cred că în același timp, tinerii încep să aibă și relații mai sănătoase, tocmai pentru că au mai mult acces la informațiile astea și conștientizează ce e ok și ce nu. Da, mă bucur să aud lucrul ăsta. Sincer, nu prea urmăresc, că nu prea am timp, dar mă bucur să aud ce-mi spui că sunt mai mulți care vorbesc despre acest subiect. Aș vrea să-mi spui, Florentina, există cumva o stigmă asupra fetelor, femeilor care vorbesc deschis despre educația sexuală? Sunt privite într-un fel? Da, există blamarea asta socială a femeilor care discută liber despre corpuri, despre schimbări și despre educație sexuală în general, pentru că sunt considerate nebune sau mai știu eu cum. Și eu întotdeauna am crezut în principiul ăsta că knowledge is power, adică cunoștința reprezintă putere. Și atunci, de ce să dăm putere femeilor și în cazul nostru și minorității rome? Ce poate fi mai periculos pentru o societate patriarhală decât o societate de femei, decât o generație de femei informate care știu cât de multă putere și autonomie au de fapt?
Păi să ne informăm atunci, zic, cât mai mult. Da, revenim puțin la cultul virginității, că tot vorbeam despre lucrul ăsta și aș vrea să dezvoltăm și subiectul căsătorilor timpurii, pentru că am vorbit și cu Bogdan în prima parte, dar aș vrea și punctul tău de vedere, pentru că ești romă, ești tânără, nu te-ai căsătorit la 14 ani sau la 15 ani, așa. Îi ziceam și lui Bogdan că am auzit la radio acest discurs al unui deputat, cum că, domnule, comunitățile de rom sunt de vină, că suntem pe primul loc la mame minore. Ție cum ți se pare lucrul ăsta că mereu ni se aduce în discuție acest lucru? Căsătorile timpurii fac parte din cultura romă. Virginitatea este doar la rom, face parte din cultura voastră. Rezolvați-vă voi problemele acolo în comunitate, că noi nu ne băgăm. E o nuntă, treaba voastră. Sunați-vă bulibașii, liderii și mergeți și discutați, că noi nu ne băgăm, că așa sunteți voi, asta e cultura voastră. Cum ți se par toate lucrurile astea? Mi se pare groaznică tema asta a căsătorilor între minori. Apare de câte ori vorbim despre romi și educație sexuală. Pentru că, cum spuneam și mai devreme, există mitul ăsta din partea celor care vin afara comunității, că asta e de fapt cultura noastră. Și da, ei se mulțumesc cu acest stereotip, pentru că ar însemna că România nu are o problemă în acest sens. Ceea ce este fals, după cum ne demonstrează și datele de care Bogdan spunea mai devreme. Am putea să spunem din nou că este doar o chestie a României, la alții nu se întâmplă, dar și asta este greșit, pentru că în Statele Unite și în alte 48 de state, ei încă permit căsătoria din punct de vedere legal sub 18 ani. Și am spus asta doar ca să demonstrez că cea mai mare prejudecată legată despre romi nu e valabilă doar pentru noi. Lucrurile astea, într-adevăr, se întâmplă și astăzi, într-o măsură mai mică, dar se întâmplă doar pentru că oamenii nu au avut educație sexuală. Eu nu-i văd pe ei vinovați în toată treaba asta, pentru că informațiile legate de educație sexuală le-au aflat singuri în mod eronat. Și atunci, din nou, cred că introducerea educației sexuale pentru toți ar rezolva și problema asta în timp. Căutam aici ceva pentru că a apărut și într-un studiu UNICEF, mă rog, zice că suntem pe primul loc la mame minore, așa, dar văd că colegele mele n-au mai, nu mi-au mai pus aici, dar apărea și în studiul UNICEF că, paranteză, romii sunt nu știu cum, că au. În comunitate se întâmplă căsătorii timpurii și, adică, mi se pare, nu știu, într-un studiu UNICEF să apară numele unei etnii ca și cum, adică nu e destulă prejudecată și stigmă asupra noastră când vorbim de toate lucrurile astea, mai apare și în studiul UNICEF lucruri de genul ăsta. Ție cum ți se pare? Cred că toată chestia asta are legătură cu faptul că pentru ei lucrurile astea sunt mai mult niște numere. Ei nu cunosc de fapt comunitatea și particularitățile lor, particularitățile ei. Cred că e foarte important, cum spuneam și mai devreme, să înveți ceva despre comunitatea română înainte să vorbești despre ea, să-ți dai cu presupusul. Pentru că statisticile astea sunt doar niște numere, dar noi de fapt suntem oameni și, cum spunea și Alina Șerban la un moment dat, oamenii din jurul nostru trebuie să ne considere și pe noi tot oameni. Pentru că dacă, într-adevăr, poate, nu știu, numerele astea legate de căsătorile timpurii sunt mai mari în cadrul comunității rome, de ce se întâmplă asta? Pentru că nu putem să dăm vina tot timpul pe comunitatea romă. Lucrurile astea se întâmplă din anumite motive. Și cred că autoritățile au o mare vină în toată treaba asta. Pentru că nu se asigură că romii și oamenii ăștia care vin din comunități vulnerabile au acces egal și oportunități egale cu restul majoritarilor. Dar eu i-aș întreba așa, bun, dar dacă comunitățile de rom sunt de vină, așa cum spun majoritatea, da? Hai să pornim de la prezumția asta. Dar atunci cum se explică că mai multe organizații ale romilor au fost în comunitate, au avut nenumărate campanii pe tema asta, da? Au vorbit cu fete, cu băieți, cu părinți, cu, mă rog, fie cât poate și societatea, și ONG-urile, și societatea civilă, că nu poate să facă societatea civilă ce face guvernul. Dar de ce acest guvern drăguț și iubitor nu a adoptat legea? Bogdan a zis că nu i-a adoptat legea educației sexuale, nu? Atunci cum vorbim despre lucrurile astea? Adică, pe de o parte, dăm vina pe organizațiile romilor și pe faptul că romii, domnule, vezi, Doamne, își căsătoresc copiii devreme, dar pe de cealaltă parte, noi, guvernul, nu promulgăm legea. Că
Nu o promulgăm, mai stăm cu ea așa pe masă, mai stăm vreo 3 ani, 5 ani, 10 ani și pe urmă iar dăm vina pe comunitățile de romi. Adică, știi, e cu skepsis, îți dă cu virgulă tot timpul. Și nu e doar, exact. Și nu e doar atunci când vorbim despre lipsa educației sexuale și când vorbim despre căsătorii timpurii, ci când vorbim despre mai multe teme legate de romi. Dar în fine, nu mă activez pe subiectul ăsta că vreau să fiu calmă. Bun. Florentina, tu ai fi vrut să... nu știu, să știi mai multe despre educația sexuală atunci când erai în școală? Eu una aș fi vrut, dar pe vremea mea nu era. Cu siguranță. Cu siguranță. Adică am cunoscut cazuri, de exemplu, care fete care nu știau ce stea o menstruație până în momentul în care nu a venit menstruația. Și atunci a fost un șoc pentru ele și nu știau unde să meargă. Eu personal am avut o relație foarte bună cu mama mea și cu ocazia asta o salut, că știu că se uită cu sufletul la gură. Salutăm mama lui Florentina, vă pupăm! Doar că educația sexuală pentru mine a venit târziu, a venit abia la 13 ani, când eram în clasa 7-a și multe lucruri deja le știam și le știam în mod eronat. Și cu toate că aveam o relație bună cu mama, a fost destul de greu să vorbesc cu ea lucrurile astea, pentru că încă este considerat inconfortabil subiectul ăsta, atât pentru părinți cât și pentru școală. Și atunci am mai avut în clasa 12-a, cred, la sfârșitul anului, o singură oră de educație sexuală și să ținem cont că asta era o școală din centrul capitalei, în care a venit cineva și ne-a povestit puțin despre contracepție, dar atât. N-am vorbit despre consimțământ, despre emoții și despre sentimente, lucruri de care noi aveam nevoie la momentul ăla. Și a fost foarte rău că n-am avut acces la lucrurile astea, pentru că am luat informațiile din alte locuri. Și atunci am avut foarte mare noroc, am găsit canalul Adrianei Radu, de care spuneai și tu, și cumva pentru mine asta a fost fundația educației sexuale. După care am ajuns la Eromnia și am învățat și mai multe lucruri din ce am lucrat atât din comunitate, cât și de la Roxana, de la Anca și de la Aldeza. Da, nu crezi că, adică, acum nu vorbesc neapărat doar de tine, dar nu crezi că e mai important să avem discuțiile astea odată în familie, cu mamele, cu părinții noștri și abia apoi să, cum ziceai tu, că ai avut așa o discuție cu mama ta și pe urmă ai aflat mai multe lucruri când ai început tu să te informezi. Eu cred că toate astea ar trebui să fie așa împreună, adică odată în familie, să se vorbească mult mai deschis despre lucrurile astea. Uite, de exemplu, la mine, în familie, nu s-a vorbit despre mie când mi-a venit prima dată ciclu, eu n-am știut ce mi se întâmplă și a fost pentru mine un șoc, pentru că nimeni nu mi-a spus că vezi că o să ai menstruație, că e așa, că trebuie să-ți cumperi tampoane, că trebuie să știi cum să-ți pui tamponul, că îți spun sincer, n-am știut cum să-l pun. Deci chiar nu știam cum să pune tamponul pe chilot și cred că multe fete nici în ziua de azi nu știu, pentru că nu există această, nu-ți spune nimeni și cred că chestiile astea foarte intime, cred că ar trebui vorbite în primul rând cu mamele noastre, știi, și de ce nu și cu tații noștri, pentru că e și stigma asta, știi, rușinea asta, nu, domnule, nu vorbi cu tata că e rușinos, deci nu, mai bine cu mama. Dar stai puțin, nu m-au făcut amândoi, nu sunt amândoi părinții mei, deci ar fi mai rușinos cu mama și n-ar fi mai rușinos cu tata sau invers, știi? Exact, tocmai pentru că există rușinea asta tuturor, atât acasă, cât și la școală să vorbim despre asta. Și acasă de multe ori învățăm că sexualitatea de căsătorie e greșit, că e rușinos și apoi mergem pe social media și vedem că de fapt casual sexul e super cool. Și atunci tinerii nu știu ce să mai creadă și nu mă surprinde deloc că foarte mult suferă de anxietate, depresie sau probleme de identitate, pentru că noi ne temem și ne e rușine să vorbim despre chestiile astea normale. Chestii care sunt, de fapt, chestii din viața de zi cu zi. Ei suferă, tinerii suferă de probleme de sănătate sau sociale. Și noi cu cât evităm să discutăm cu ei lucrurile astea, cu atât promovăm, cu atât le facem mai mult rău, atât acasă cât și la școală. Și nu cred că mai e ok să promovăm ideea asta că lasă că învață pe parcurs cum am învățat și noi. Nu, noi am învățat pe parcurs și uitați-vă acum la date. 10 din 100 de mame din România au sub 19 ani. Exact. Asta e când nu ai informația și... te informezi din diverse locuri, cum spuneam și ceva mai devreme, filme, canalele pentru astea de adulți, filme pentru adulți și așa mai departe. Acolo, bineînțeles că nu poți să înveți nimic, că e totul cosmetizat și îți arată altceva, o realitate falsă, dar mă rog. Cum spargem, Florentina, tabuul ăsta al sexualității? Cum facem? Al sexului?
foarte simplu, trecând peste rușinea asta de a vorbi despre corpuri și despre schimbări și despre sentimente și introducând educația sexuală. Pentru că dacă trebuie să fim conștienți de faptul că toți tinerii din viața noastră, la un moment dat, își vor începe viața sexuală. Noi decidem dacă vrem ca ei să fie informați, pregătiți și în siguranță pentru asta sau nu. Ce campanii mai pregătiți cu Eromnia în sensul ăsta? Mai aveți ceva campanii cu fetele, cu tinerele rome și cu adolescenții romi? Da, noi mergem în continuare în comunități și ținem workshop-uri atât pentru fete cât și pentru băieți, pentru că este important pentru toată lumea să învețe despre educație sexuală și vorbim foarte liber cu ei și pe înțelesul lor, pentru că lucrurile se schimbă și avem posibilitatea asta să schimbăm cum este vostra sexualitatea prin educație și prin pur și simplu să vorbim cu ei, că ei de asta au nevoie de suport, de sprijin, să știe că e cineva acolo pentru ei. Și vreau să spun că s-au dezvoltat niște relații foarte, foarte strânse cu fetele și cu băieții din comunitate și chiar n-aș vrea ca, nu știu, ei și tineri, alți tineri din viața mea să crească și să crească în aceleași lume în care am crescut și eu. Să le învăț că e periculos pe fete să ieși afară noaptea singură, că e riscant să poți o fustă scurtă, că trebuie să fii rușinată de menstruație. Că pentru că învățăm fetele de atâta timp să se protejeze de lume, când de fapt ar trebui să învățăm lume educație sexuală. Exact. Care au fost, nu știu, care a fost, de exemplu, cel mai șocant, cea mai șocantă întrebare care ți-a adresat o adolescentă sau un adolescent privind educația sexuală? Ce te-au întrebat? Sunt multe întrebări. Au fost, uite, de exemplu, întrebări legate de chiar de corp, de organele genitale, pentru că foarte mulți băieți credeau că fetele au un singur orificiu prin care fac și treaba mică și se întâmplă și penetrarea. Și atunci sunt lucruri la care nu te aștepți să te întrebe anumiți tineri, da. Știi? Dar sunt și lucruri personale și te bucuri când vezi că ei se deschid în fața ta atât de ușor și atât de repede. Și mi se pare că e o satisfacție imensă. Și care a fost cel mai pe power, așa, mesaj pe care l-ai primit de la o fată? Pe putere, așa. Foarte recent. Chiar mentorata mea m-a făcut foarte fericită. Mi-a spus că sunt un model de femeie în viața ei și m-a simțit foarte fericită că simte asta în legătură cu mine și că se simte atât de apropiată cu mine. Și cred că munca asta este, nu știu, cel mai satisfăcător lucru pe care poți să-l primești în activism. Asta vreau să te întreb spre finalul discuției noastre. Cum e, nu știu, ce satisfacție ai când te duci în comunitate, vorbești cu fetele și vezi că ele te întreabă, tu le dai răspunsuri, ele se informează și cumva cresc în toate aceste, cum să zic, în tot contextul ăsta, știi, pe care până la urmă voi îl creați, știi? Organizația voastră îl creează. Care e satisfacția? Cum e? Ți se umple sufletul de fericire, pur și simplu, pentru că întotdeauna când lucrezi cu oamenii, rezultatele vin în timp. Și atunci când vin rezultate și chiar le vezi, te bucuri enorm și mai ales că se formează, cum spuneam și mai devreme, relații din astea foarte strânse și nu mai vezi, nu știu, tânărul acela doar ca pe o responsabilitate. Îl vezi ca pe, nu știu, un frate sau o soră mai mică și atunci te bucuri enorm când vezi că e curios și înțelege ce îi spui, dar în același timp e și o presiune destul de mare pentru că ești responsabil de pregătirea lui și de ce învață el de la tine. Dar părinții sunt reticenți când vin copiii să vorbească, copiii, adolescenții să vorbească cu voi? Unii sunt, dar tocmai pentru că nu am avut acces la informații de genul și nu înțeleg lucrurile astea, dar copiii reușesc, să știi, să cumva să-i aducă și pe ei puțin spre noi și e foarte, foarte bine. Îți mulțumesc foarte mult, Florentina. Ce mai pregătești, ce planuri mai ai pentru următoarea perioadă? Planuiesc în continuare să lucrez și anul ăsta termin facultatea, îmi dau licența și urmează să văd ce planuri mai am pentru master. Eu îți urez mult, mult succes, îți mulțumim tare, tare mult că ai stat și că ai fost alături de noi în emisiune și te mai așteptăm cu mare drag și mă bucur că te-am cunoscut, deși doar așa virtual, poate să avem posibilitatea să ne cunoaștem și așa, face to face. Mulțumesc mult, Zita, și eu aș vrea tare mult să te cunosc. Mulțumim, Florentina. Dragii mei, acum noi mai luăm o foarte scurtă pauză, mai ascultați o melodie, nu știu care, dar stați acolo, uitați-vă la noi, pentru că vom reveni în câteva minuțele cu Oana Țoiu, deputatul SR+.
românesc am au. Ce-o mii de smanca mereau. Nu scriu despre tine, scriu despre iubire. Deschide sufletul să iasă tot ce-l ține. Frumoasă de zi, bucuria noastră. Am ambiție, curaj să spun ce simt. Ce sunt România, temerea umele de mine. Mă trezesc de dimineață cu zâmbetul pe față. Gust puțin din esența asta, amar cu dulceață. Fac un pai major, relax pe verdeață. Mă trezesc cu ochii nori și tu îmi stai în față. Cu fetele am plecat să înceapă adrenalina. Facem show după show, sare sala și mașina. Rupem orice difuzare, pe trancante în carboi. Abi ăsta-i bun, dar rămâne un gunoi. Pentru noi, pentru tine, pentru toți. Hai încă o dată, mai arată-ne ce poți. E slab, te miros, nu e vorba doar de tine. Am doar puțină răbdare și încredere în mine. Pun o piesă de iubire și te-a luat cu oboseală. Îți place cum te înțep și cam puțină vrăjeală. Talentată, calitate, pregătită, cu de toate. Dar muncesc la fel de mult ca să nu rămân în spate. Peste română scamau, tu mi-i des, m-am camerau. Nu scriu despre tine, scriu despre iubire. Tu să lasă tot ce ține închis. Cu lumea ta frumoasă deschis. Când toți văd bucuria noastră. Am ambiție, curaj să spun ce simt. Ce sunt România, temerea umele de mine. Un sfert de ambiție, un sfert de curaj. Un sfert de nebunie, mai mult pentru anturaj. Principii și idei, ideal pentru toți. Hai mișcă iară cuiule, doar suntem vagabonzi, În sărcie m-am născut, viața m-a obligat. Port tot timpul scut, să las armele jos. Să știu ce-am de făcut. Să iubești ceea ce fac mai mult decât am vrut. Și-am continuat să merg, uneori părea banal. Pentru unii iceberg plutind într-un ocean. Rezultatul prezent căpătat ca pumnal. Pe cale navală sau aerian. Mulți n-au crezut în mine, nici în puterea mea. Nici eu nu am crezut, dar am crescut cu ea. Doar câțiva mi-au spus, încredere mai ia. Visează cât mai sus, cândva poți fi o stea, Am revenit, a fost melodia Nuanțe, sper că ați ascultat-o. Ați avut afișat acolo și linkul unde puteți dona pentru asociația Pe Stop. Vă încurajăm să o faceți. Mergem mai departe și alături de noi cred că deja se află Oana Țoiu. Este. Bună ziua, Oana, și bine ai venit! Mulțumim seara bună și timp. Mulțumesc tare mult pentru invitație. Noi mulțumim că ți-ai făcut timp să fii alături de noi. Știu că ai fost și tu prinsă între două emisiuni. Da, e foarte importantă tema și m-am bucurat tare mult de invitația voastră, așa că n-aveam cum să o ratez. Mai ales că e o temă de care se feresc atât de mulți sau pe care atunci când o adresează cu artificii și tușe groase de telenovelă, dar nu serios și profund, așa cum am ascultat până acum că e discuția voastră. Mulțumim mult! Înainte să începem discuția, aș vrea să spun câteva lucruri despre tine, Oana, dacă îmi permiți. Oana Silvia Țoiu este deputat de București, a fost secretar de stat în Ministerul Muncii și Justiției Sociale în Guvernul Tehnocrat, unde a coordonat politici publice pentru copii și familie, intervenții de urgență pentru românii din diaspora și reforme de debirocratizare a sprijinului oferit de stat. Este președinta Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților și unul dintre coordonatorii programului de guvernare USR Plus. A inițiat și coordonat programe de sprijinire a tinerilor pentru antreprenoriat social și implicare civică și a fost implicată în grupuri de lucru și proiecte de training sau consultanță în parteneriat cu peste 10 țări. Ca deputat a co-inițiat proiectul Zi Liberă pentru Vaccinare, care a devenit lege, a introdus în Parlament accesul la sprijin pe perioada școlilor închise și familiile monoparentale
monoparentale acum în vigoare. A inițiat și face în continuare advocacy pentru proiectul de lege pentru schimbare a codului penal, astfel încât niciun judecător să nu mai poată încadra la consimțământ violurile fetelor, și a susținut proiecte de introducere a educației sexuale în școli, precum și asigurarea de produse intime pentru fete. Mulțumim pentru toate astea, Oana Țoiu, pentru toate proiectele și inițiativele pe care le-ai făcut până acum, și aș vrea să te întreb dacă ai fost, ai fost alături de noi și la discuțiile celorlalți invitați. Aș vrea să te întreb ce barieră există sau ce provocări avem în a introduce această materie odată pentru totdeauna în școli. Vorbeam și cu Bogdan, invitatul de mai devreme, că încă legea se află pe masă și nu există nicio speranță că ea se va vota și va fi lege și o să avem educația sexuală în școli. Nu știu. Întreb. Păi, de unde să încep? Răspunsul foarte scurt e lașitate. Dar presupun că tu vrei răspunsul mai lung. Și lașitate îmi convine. Da, aș vrea și mai lung, da. Răspunsul mai lung e următorul. Și în momentul ăsta, Ministerul Educației are responsabilitatea asupra curriculumului școlar, ceea ce înseamnă că dacă ministrul și secretarii de stat, care au declarat și public și în Parlament că susțin totuși introducerea educației sexuale în școli. Și domnul Florin Câțu, a spus, și domnul ministru Câmpeanu. Da, deci domnul ministru Câmpeanu, independent de Parlament, are instrumente la nivelul Ministerului Educației, pentru că curriculum totuși nu este un subiect de lege în Parlament. Este atributul Ministerului Educației, care în funcție de standardele europene, și există standarde europene pentru educație sexuală în școli, sau de recomandările specialiștilor, și există recomandări de la Organizația Mondială a Sănătății, de la organizațiile non-guvernamentale pentru copii, de la psihologi, deci din toate felurile. Din toate părțile, da. Din toate părțile. Deci poate să facă asta indiferent de blocajul din Parlament. Asta odată. Apoi, în unele locuri există deja educație sexuală în școli, că ea se cheamă educație sanitară sau educație pentru sănătatea reproducerii. Astea sunt detalii mai puțin importante, sunt mai multe clase unde ca opțional există deja. Deci inclusiv din experiența acelor clase poate să fie preluat practic ce a funcționat pentru curriculum național. Există și o propunere de manual de la Ministerul Educației, nu pusă de temir cine pe internet, cum e frica foarte mare și o frică justificată a unor părinți, că o să ajungă în fața copiilor lor informații neverificate sau informații pe care nu știu și copiii, dar aici eu cred că e și o teamă a părinților, informații pe care nu știu să le gestioneze corect la vârsta respectivă. Dar aici e destul de clar că de-a lungul timpului și în restul țărilor europene, dar și în România, sunt mulți specialiști care și-au pus pe masă deja competențele. Eu am avut întâlniri pe subiectul ăsta cu aproape toată lumea, de la Biserica Ortodoxă Română, la Biserica Catolică, la profesori, la fiecare dintre grupurile politice. Și noi reușisem să o deblocăm la Senat, în sensul în care am scos-o din sertar. Ce înseamnă asta? Legea totuși e un articol practic care face parte dintr-o lege mai amplă de protecția copilului. O lege care a fost promulgată de Parlament în vara anului 2020. Președintele a contestat-o ca neconstituțională. A pierdut contestația. Dar pe ce motiv? Care a fost motivul? Că introduce practic elemente de curriculum care țin de Ministerul Educației, nu de Parlament. Curtea Constituțională a decis că nu este neconstituțională și a dat-o înapoi să o semneze. Președintele a trimis-o înapoi în Parlament, unde a rămas blocată în Senat, că n-au vrut să se atingă deloc de subiect, până la urmă, pentru că era tot un coleg de-al meu, Ștefan Pălărie, care conducea Comisia de Fond de Protecție Socială în Senat. Noi am putut atunci să o punem pe ordinea de zi și să ajungă la vot. A trecut de Senat, dar aproape toți cei care au declarat că susțin educația sexuală în școală au votat invers. Sunt, cred, deja... Da, știu. Cred că noaptea sunt deja minții! Au declarat apoi că eu am discutat cu jurnaliști și am întrebat, nu știu ce s-a întâmplat, pentru că ei au declarat, nu eu.
ei au declarat public că susțin. Și domnul Câmpeanu a declarat că n-a fost atent la vot, dacă mi-aduc eu aminte corect, n-aș vrea să fiu eu cea care îl citează pe dumnealui, e publică pe internet declarația. Cred că a fost în direcția respectivă, că n-a fost atent la ce a votat, dar că el în continuare susține. Nu știu ce înseamnă susținerea asta, pentru că putea fie să o introducă deja, fie să își roage propriul partid în Camera Deputaților să susțină. Ori propriul partid, prin domnul Sigartău, este unul din principalii oponenții acestei legi. Trebuie să spun însă destul de deschis că aici s-a rupt în mai multe tabere. Cel puțin ce am văzut eu în dezbaterile de la Comisia pentru Muncă și Protecție Socială. Sunt membrii ai PNL care sunt ferm împotriva legii, cum e domnul Sigartău, care s-a exprimat și public de foarte multe ori pe asta. Și sunt și colege, în special din Partidul Național Liberal, cum e Mara Calista, care chiar și în timpul dezbaterilor au fost ferm susținători ai nevoii de a ne educa corect copii. Deci avem Dar tabere pro și contra, doar că nu se concretizează nimic asta. Dar tu când preconizezi așa, cam când s-ar întâmpla lucrul ăsta? Ea a fost pusă pe ordinea de zi a plenului, deci ultimul vot necesar, de 28 de ori în ultimii 2 ani. Deci problema nu e atât de mult că nu cad de acord partidele, ci că se feresc să o pună la vot. Adică se feresc că și-au dat seama că la Senat nu mai poate să se ferească, că e o diferență între ce declară și ce votează. Și atunci cred că încearcă să nu mai ajungă în acea situație în care să fie sincer cu electoratul lor. Încearcă să o ascundă prin sertar. Deci ei, pe lângă faptul că noi susținem asta, dar și dacă n-am existat noi în Parlament, eu acum și toate voturile să o pună pe ordinea de zi și să închidă cu o decizie, fie ea da sau fie ea nu, dar pur și simplu se feresc. Și acum tragedia, dincolo de partea asta legată de educația din școli, este că elementul ăsta este un articol din o lege care are multe alte prevederi necesare, de exemplu, inclusiv pentru sistemul de adopții. Menționez doar una, nu știu dacă e tema emisiunii, dar menționez doar una ca să fie clar. De exemplu, acum e nevoie de acordul rudelor până la gradul 4, care să spună că nu vor copilul respectiv ca un copil abandonat să fie adoptabil de o nouă familie. De foarte multe ori se ajunge foarte greu la ruda de gradul 4. Fie nu mai e de găsit că a plecat în diaspora, fie nu se știe prin ce sat s-a măritat, s-a mutat și așa mai departe. Dar apropo, da, apropo de asta, Oana, mi se pare că îngreunează, adică o familie, dacă acum făcând abstracție de tema emisiunii, da, este o temă foarte interesantă și asta. Adică în loc să încurajezi familia sau, nu știu, părintele, mama sau cine vrea să adopte o femeie și o femeie singură, dacă vrea să adopte un copil, tu în loc să încurajezi lucrul ăsta, tu le pui bețe în roate. Adică cum adică gradul 4, ruda de gradul 4 e ceva... Da, e important de spus asta însă pentru că vreau să mă asigur că în toate mesajele publice pe care le dau încurajez familiile să vină spre sistemul de adopție că nu mai e atât de imposibil, aproape imposibil cum era. Adică în ultimii ani niște părți s-au simplificat foarte mult. O parte am simplificat-o noi în 2016. Nu e meritul meu, eu am preluat deja aproape gata soluția, a fost Valeriu Nicolae înainte secretar de stat pe asta. Și a lucrat mult funcționarii din minister, în sensul în care noi atunci am implementat ceea ce se cheamă și acum lista copiilor greu adoptabil. S-a mai schimbat terminologia, dar ce înseamnă este că copiii care stau mai mult de 6 luni în sistem poate să fie vizualizați ca profil mai ușor de părinții adoptatori, astfel încât să găsească mai ușor o potrivire, mai ales că acolo unde vorbim de frați, îndrumarea și una cât se poate de corectă este să fie adoptați toți frații ca să nu fie separată familia. Dar asta face adopția mai dificilă pentru unele familii și atunci e nevoie de un sprijin mai mare din partea autorităților. Deci sistemul acum nu e perfect, mai are multe etape de simplificat, în special în cât de repede devine un copil adoptabil, pentru că din păcate în sistem, cu regret spun asta, mai sunt cazuri agățate chiar de părinții naturali care nici nu vor să ia copilul înapoi acasă și nici nu le liberează să fie adoptat de altă familie. Îl țin blocat în sistem câteodată luându-l de Crăciun sau câteva weekenduri, dar nu-l lasă, nu semnează să se poată duce spre altă viață și altă familie și nici nu îl recuperează înapoi în familia din care au plecat. Și astea nu sunt cazuri puține, sunt peste 20.000 de cazuri ca cel pe care îl povestesc eu acum.
Foarte, foarte trist. Dar hai să revenim la, da, la educația sexuală. Nu, 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 că și pe mine mă interesează subiectul ăsta. Uite, poate chiar o să discutăm o dată mai pe larg despre, despre subiect. Da. Aș vrea să te întreb, Oana, de ce în unele școli deja se predă această educație sexuală sau cum se numește educație sanitară și în, altele, și în alte școli nu? Adică care e diferența? E materie opțională. E opțional. E materie opțională și atunci depinde de dacă a fost un profesor cu har care să prezinte asta copiilor, dacă au venit mai mulți părinți care să ceară. Și aici e important să menționez și poziția mea politică. Eu cred că e corect ca un părinte, dacă vrea să-și scoată copilul din cursurile respective, să poată să depună o cerere să-l scoată, așa cum poate să depună și la religie, de exemplu, o cerere dacă nu e de acord ca minorul, copilul să audieze practic ora respectivă. Dar nu sunt de acord deloc cu propunerea celorlalte partide, propunerea PSD specific, și anume să nu poată un copil deloc să intre la cursurile respective decât dacă obține acordul scris al părintelui. Dacă la religie nu e nevoie de acordul scris și doar e nevoie de o scrisoare de retragere din curs dacă e cazul, la fel ar trebui să fie și la cursurile de educație sexuală în școală. Și ne întoarcem puțin la ce spuneai, că de votul din, din Parlament atunci când se votează o lege. Aș vrea să te întreb dacă cumva influențează disproporționalitatea asta a reprezentării politice dintre femei și bărbați în politica românească atunci când se vorbește despre subiecte de-astea mai tabu. Care e poziția bărbaților? Poftim? Cu certitudine. Deci eu nu am văzut nicio femeie, nu zic că nu sunt, zic dezbaterile la care am participat eu, nicio femeie să susțină cu atâta tărie nevoia de ignoranță continuă. Nu am văzut niciuna. Asta și pentru că de cele mai multe ori când vorbim de sarcini timpurii, de sarcini ale minorelor, când vorbim de abuzuri sexuale în școli, ele nu sunt exclusiv, nu sunt doar fetele exclusiv victime sau nu doar fetele poartă exclusiv această greutate, dar sunt de cele mai multe cazuri fetele cele care poartă povara lipsei acestor informații în școală și nu mă refer doar la informațiile de natură biologică sau de informațiile de natura protecției, mă refer inclusiv la informațiile care țin de consimțământ. M-am văzut-o mai devreme pe Florentina Manea, nu? Manea, da. Foarte bine a explicat ea. N-aș putea să fac o treabă mai bună decât ea, dar faptul că băieții noștri și fetele noastre nu au această discuție în același timp cu un profesionist, îi face inclusiv să aibă niște așteptări foarte diferite, pentru că dacă nu sunt expuși la discuția asta cu un profesionist, dacă părinții nu deschid discuția asta acasă, și o discuție foarte greu de purtat, de care foarte mulți părinți se feresc. Mie mi-au scris părinți că sunt de acord cu educația sexuală în școli pentru că asta îi scutește pe ei să mai vorbească. De nevoia de a avea această discuție. Și eu zic, dom'le, eu știu că ar trebui să fac discuția asta, știu, mi-au scris părinți. Nu pot, nu știu de unde să o apuc, sau sunt tată singur cu fete, sau sunt mamă singură cu băieți. Sau vreau să apuc discuția asta, dar vreau să mă asigur că ce îi spun eu nu e contrazis de ce vorbesc ei pe holurile școlii sau unii cu alții. Și atunci mă ajută ca tot cercul social al copilului meu, care în general sunt colegii și colegele de clasă, să aibă aceeași informație, ca discuțiile dintre ei să aibă același cadru. Nu fiecare ce a prins unul pe YouTube, ce a aflat unul de la un prieten, că în general, eu asta încercam să le explic și în comisie când am fost președintele Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială, că eu am găzduit multe dezbateri pe tema asta. Doar om de blocat vot. Și încercam să le explic că, de fapt, nu mai există în acest moment opțiunea de a feri copiii de informație. Și o găsesc singuri pe YouTube. Te miri unde? Există opțiunea de a le da o informație verificată greșită de la specialiști într-un mediu sigur sau de a-i lăsa în devălmășie să creadă că câteodată și bucățele de filme nepotrivite minorilor sunt educație, nu sunt. Și atunci ori îi lăsăm neghidați, neprotejați să pună frânturi cap la cap fiecare ce a aflat ca niște mici detectivi și frânturile să nu dea o imagine corectă, să nu dea o imagine care să susțină drepturile femeilor, să nu dea o imagine corectă despre consimțământ și să-i lăsăm cu asta. Sau să avem niște conversații cu profesioniști și la clasă și ca să ajutăm părinții practic prin asta să poată să dea un cadru. De exemplu, una din propunerile pe care le-am mai discutat de-a lungul timpului și cu Ioana Mihăilă, care în mandatul ei de ministru, ca să mai liniștim un pic din temerile părinților și ale societății, era inclusiv ca partea acestor conversații la clasă să fie ținute de medicii școlari.
ca să poată să existe acest transfer de autoritate cumva către ei. Sigur, și ei la rândul lor trebuiau să aibă niște cursuri despre cum explică consimțământul și toate lucrurile care țin de fapt de psihologia copilului, nu atât de mult de partea biologică sau medicală. Mi-ar fi plăcut să avem mai mult timp la dispoziție, Oana, dar suntem așa spre finalul discuției noastre, dar mai am câteva întrebări. Aș vrea să te întreb, care crezi tu că sunt avantajele introducerii educației sexuale sau nu neapărat această sintagmă, educația sexuală, cum vor să o denumească în școlile din România? Care sunt avantajele? Adică ce avem noi de câștigat? Noi ca societate, ca stat, ca economie, până la urmă ca educație, toate astea însumate. Deci, în primul rând, mă întorc puțin la ce spuneam mai devreme. E diferența între o informație livrată de profesioniști care știu pedagogie, psihologia copilului, care au verificat toate informațiile respective cu toate standardele europene și nu numai, sau faptul că copiii curioși fiind caută informație în locuri nepotrivite și poate să dea de surse destul de bolnăvicioase de conținut sau să pornească discuții cu oameni nepotriviți pe subiectele astea. Deci, deși marea frică în societate care a ajuns la mine în mesaje este de că nu-s copiii suficient de protejați, eu tocmai invers cred că o discuție cu un profesionist potrivită vârstei, pedagogi, sigur, și psihologi e cea mai bună variantă de a-i proteja pe copii, dându-le informația corectă într-un mediu sigur. Și ăsta cred că e un avantaj. Un alt avantaj cred că ține de drepturile fetelor. Noi totuși trăim, ne place sau nu să admitem asta, într-o societate profund misogină, în care se vede pe felul în care judecători încadrează act sexual cu minore chiar și de 11 ani ca nefiind viol. Și asta s-a întâmplat, de exemplu, la Vaslui numai târziu de acum câteva săptămâni, în care o fetiță de 11 ani a fost violată de un vecin. Polițiștii, și rar se întâmplă asta, polițiștii s-au dus până într-acolo încât să se contrazică cu procurorul, explicând că au văzut urme de violență și că e viol. Și instanța a decis că nu e viol, ci act sexual consimțit, pentru că fetița nu mai era virgină. Dar dacă nu mai era virgină la 11 ani, nu putea să-și dea consimțământul la 9 sau la 10 ani când s-ar fi întâmplat prima dată. Deci de asta eu cred în tot pachetul ăsta de legi, cu educația în școli, potrivită vârstei, livrată de medici, am zis și bisericii, poate să livreze și preoții dacă vor. Numai să ajungă informația corectă la copii. Să nu ne ferim de o realitate pe care oricum caută pe internet. Legea pe care am co-inițiat-o, suntem mai mulți co-inițiatori, coordonată de Monica Berescu și am mai semnat Anca Dragu și Andrei Lupu ca inițiator și sunt principale ambasadori a ei. Pe actul sexual consimțit și viol, care e vârsta consimțământului, unde pui practic limita astfel încât judecătorii să nu mai poată să dea soluții ca cea de la Vaslui. Suntem singura țară din Uniunea Europeană care n-are clar vârsta consimțământului. Apropo, că discutam de Parlament, am avut-o. În vechiul cod penal era foarte clar 15 ani. Tot ce era sub 15 ani, dacă agresorul era adult sau adultă, se încadra la viol. Fără semne de întrebare, cine cum s-a îmbrăcat, cine cui a zis, cât de scurtă a fost fusta, a zis părinților, exact. Da. Deci nu pot să-mi imaginez ce a fost în mintea oamenilor când au votat să scoată asta din codul penal. Pentru că cineva la un moment dat a zis, bă, nu e bine să avem o limită de vârstă, hai să fie așa, 9 ani, 10 ani, 11 ani cât avea copilul, judecăm de la caz la caz. Asta groaznic. Deci nu știu cum s-a întâmplat, dar acum încercăm să reparăm practic ceea ce eu consider atunci că a fost o greșeală. Și nu consider doar eu. România are o condamnare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Deci nu e părerea mea solitară. Cum i-au zis că întrebai și foarte bine întrebai cât de mult contează reprezentarea femeilor în Parlament pe calitatea discuțiilor și a votului. Când am prezentat legea în Senat, la un moment dat spun vreo doi senatori, ei, asta nu e așa o problemă, dar ce să facem și cu căsătoriile timpurii și cu toate astea dacă ei vor? E doar așa o rătăcire a unor domnișoare în Parlament. Da, bun, și dacă ți se părea că eu sunt o domnișoară rătăcită în Parlament, nu chiar rătăcită acolo, și experiența și studiile mele cumva îmi dau greutatea de a propune cel puțin soluții care să fie serios dezbătute. Pot să votez împotriva ce propun eu, dar nu pot să desconsider complet propunerea pentru că sunt femeie sub 40 de ani. Nu se poate. Am un mandat dat de cetățeni, nu pot să trateze așa lucrurile că nu-ți convine ție, că te-ai trezit cu mine peste tine și ți-era bine în Parlament nederanjat. Nu, da, nu exact. Păi nu, dar na. Și
Da, deci clar se vede și se simte asta. Așa cum s-a întâmplat și invers. Am găsit femei de la alte partide aliate extraordinare. Am o lege care sper să treacă săptămâna viitoare de Camera Deputaților, care dă victimelor violenței domestice dreptul a aplica pentru locuire socială. Pentru că dacă vă vine să credeți sau nu, nu sunt pe lista de beneficiari pentru locuințele sociale. Și asta, și asta spune multe, nu-i așa, despre... Stai că cred că am ieșit din cadru, nu știu. Nu, ești. Ești doar, nu, trebuie să dai, așa, acum ești ok. Așa. Da. Că m-am enervat că mi-am să aminte iar de lege, scuze. Te cred. Din ceea ce povestești, ai tot dreptul să te enervezi. Ai toată motivația din lume. Oana, îți mulțumim foarte mult. Vreau să te mai întreb ce proiecte mai ai, ce mai pui la cale pentru următoarea perioadă. Multe, dar ce bine că mi-ai mai dat un pic de timp ca să uitasem să povestesc una dintre cele mai interesante discuții, nu doar ale mele. Noi avem un grup de lucru care se cheamă Împreună pentru Fete, unde te invităm dacă vrei să participi cu organizațiile non-guvernamentale. Am văzut că ați promovat și voi mai devreme pe STOP, sunt una dintre organizațiile cu care lucrăm, pentru a aduce absorbante gratuite în școli. De ce asta? Este pentru că toți vedem că a crescut presiunea financiară pe familie acum, inflația, facturile la energie. E deja foarte clar subiectul ăsta, nu-l mai discut. Noi credem că asta va pune presiune și mai mare pe fete, pentru că s-ar putea să nu mai aibă resurse financiare pentru absorbante sau fetele, văzând că familia o duce greu, să nu mai aibă curajul să ceară. Și în familiile mai dezorganizate, poate unde mama a plecat să lucreze în diaspora. Nu vreau să spun că astea toate sunt familii dezorganizate, respect fiecare familie cu alegerile ei, dar totuși în unele cazuri când nu e mama aproape de fată, sigur, poate să însemne că fetei e mai jenă să ceară unui tată sau unui bunic dacă n-au avut discuția asta acasă deloc. Sunt fete care ne-au scris care se împrumută de la prieteni, de exemplu, ca să nu ceară acasă și așa mai departe. Și noi credem că există o corelație nu între abandonul școlar, dar între nivelul de absenteism și accesul la produse de igienă menstruală. Am discutat cu o parlamentară din Scoția care a pornit legea acolo. Eu urmează să mă duc în Statele Unite săptămâna viitoare și unul din subiectele pe care le am pe agenda este să văd cum a implementat New York legea de absorbante gratuite în școli. Și cred că asta, pe lângă efectul imediat de demnitate, dincolo de orice altceva pe care îl asigură pentru eleve. Sau uite, în pilotul pe care îl facem acum la sectorul 6 cu Mihaela Ștefan, cu viceprimărița noastră de acolo, ne-au spus, am vorbit cu fete din școală să păzească ele dispenserele la baie și să ne zică unde mai e nevoie să mai fie umplut și așa mai departe. Și ne-au zis că da, dar știți că uite, iau și doamnele care ne ajută să ținem școala curată, doamnele de serviciu, și noi n-am zis nimic că ni s-a părut corect să aibă și dumnealor acces la ele. Și mi s-a părut atât de frumos. Da, că așa da. E, până la urmă, oricine are nevoie în situația. Sigur. Și nu știu dacă ție ți s-a întâmplat vreodată, și mie mi s-a întâmplat să te trezești în momente în care ai nevoie și ai vrea să fie la îndemână undeva. Adică, cumva... Și, dar ce vreau să spun este că și aici discuțiile au fost absolut halucinante, povesteau... Am avut un eveniment că a fost Ziua Internațională a Igienei Menstruale și cred că Oana de la LSNZ ne povestea că a avut o întâlnire la Ministerul Sănătății în care jumătate de oră au discutat, păi da, dar ce ne facem? Ce ne facem dacă băieții au absorbantele și le lipesc pe pereți? Și ele se duseseră cu o petiție civică de vreo 30.000 de semnături și mi-au povestit că nu ne venea să credem. Nu exista niciun absorbant în nicio școală, deci nu, dar problema noastră era până să le punem în școală, nu dacă fetele n-au când le vine ciclu, ce fac băieți? Dacă fetele au când le vine ciclu, dacă mai sunt doi nebuni care desfac alea și le lipesc pe pereți. Și discutam și cu colege parlamentari din Republica Moldova și cu organizațiile non-guvernamentale de acolo și au aceeași experiență ca aici. E adevărat, așa se întâmplă. Băieții în primele zile, primele săptămâni, iau absorbantele, desfac, fac glumele, lipesc de pereți. Este cât se poate de adevărat asta. După aia, dacă discuți cu ei, cu ocazia asta înțeleg și ei ce se întâmplă, cum se întâmplă. Se potolesc. E un proces de învățare care durează o vreme. Dar nici nu mai fac mișto după aia de nicio fată când o văd cu absorbantul ducându-se la baie sau înțeleg și ei ce se întâmplă după aia în viața lor, că mai se vor întâlni cu femei. Poate se căsătoresc, poate au vreo soră, poate... Eu de asta n-am înțeles niciodată de ce când veneau și când eram eu în liceu, asistentele să vorbim, scoteau toți băieții din clasă. Pot să înțeleg parțial conversația asta că e un alt fel de intimitate între fete sau între femei. Dar jumătate de oră, după aia chem și pe ei și le explici și lor. Băi băieți,
Fiți atenți! Fiți atenți că faceți parte, faceți parte din societatea asta și trebuie să participați! Da. Și cel mai interesant mi s-a părut și am întâlnit de multe ori reacția asta cu proiectul Împreună pentru Fete cu Absorbante. Extrem de repede apare replica, dar le dați și prezervative? De parcă ciclu e legat de fertilitate, dar e biologic legat de fertilitate. Nu e legat de începerea repede a comportamentului sexual. Nu există legătura cauză-efect decât invers. Adică nu știu ce e în capul oamenilor. Nu au acces la informații. De asta legea trebuie aprobată, promulgată și băgată în școli și părinții să fie mai deschiși, să-și lase copiii să învețe despre lucruri care până la urmă ne fac bine tuturor. Nu e vorba doar despre noi, e vorba despre sănătatea societății, dacă vrei. Știu că sună așa utopic, dar cam despre asta e vorba, știi, până într-un final, că avem toți de câștigat din asta. Îmi vine să vorbesc acum și despre toate lucrurile care au fost cu vaccinarea și cât de dezinformați am fost și ce needucați am fost în sensul ăsta. Dar nu mai deschid și subiectul ăsta că nu mai avem timp. Îți mulțumesc din suflet, Oana. Sper să avem ocazia să ne vedem și în realitate. Că acum ne-am cunoscut doar virtual și mi-a făcut mare plăcere. Și te mai invităm în emisiunea noastră când ai timp, cu mare, mare drag. Mulțumesc tare, tare, tare mult. Seară faină. La fel, mulțumim și noi. Dragii mei, aici punem punct emisiunii noastre de astăzi. Nu uitați că ne găsiți pe pagina de Facebook și pe canalele noastre de la Juvlipen, pe YouTube. Puteți să mai vizionați emisiunea și când vom ieși din live. Nu uitați că puteți vota. M-am luat cu Parlamentul. Puteți dona pentru asociația PESTOP. Vă încurajăm să votați și să sprijiniți această asociație. Eu vă dau întâlnire peste 2 săptămâni. O să vă anunțăm din timp ora și ziua când ne vom vedea la cel de-al 4-lea episod. Eu sunt actrița principală. Până atunci, toate cele bune, te avem, Bactale Romale. La revedere! Dau cu flex din perentar, nu ai cum să-mi faci față. Cu sora mea Calina, îmbărec, suntem pe viață. Nicogi, ține-mă minte, ia de aici și învață. Cam flow periculos, la fel ca mers sub peață. Sunt Cali de pe calea victoriei, oriunde apar, sunt epicentru. Vă învăț teoria feministă, de la margine spre centru. Nu trec niciodată neobservată, no. Bell hooks în variantă gypsy, da. Când mă plin pe stradă ca o felină, hey, n-ai tu vreo să mă strici PC. Naturală, că tu o ceri de la soare. Mereu o ocolești, dar o cauți prin solare. Am pielea catifelată, dulce amară, ciocolată. O fac lată încă o dată, că-s mult prea articulată. Hai sus, femeile, toate femeile. Luptătoare ca Taikon, rămân în istoria. În forța Catarinei se strigă victorie. Te inspir cu tot ce fac, iar mai copiat. Te dai pe lângă mine, îți o arzi apropiat. Nu te mai agita că ești concediat din Casa de Papel, că nu mi-ești aliat. Nu mi-ești aliat, nu mi-ești aliat. Nu mi-ești aliat, ești aliat, ești aliat. În trapul românesc aud doar cuvântul streanță. În industrie mă strecor, vă dau cărțile pe față. Vă schimb jocul misogin, vă dau versuri cu substanță. Vă dau disc cu eleganță, că sunt zodia balanță. Dar Cali e scorpion, s-o dă direct pe față. Scurt aici la ea, că te ia cu ambulanță, wow. Că te ia cu ambulanță, wow. Că te ia cu ambulanță. Bă, bag la reciclat, că sunteți expirați. În trapul românesc, băieți neinspirați. White and trust, crepe pe tricoul lui Ghelu. Black people la metara, puie prost ca vițelu. Hai, Nico G, să le facem felul. Hai, de Cali, să le facem felul. Să le facem felul. Să le facem felul. Hai, sus, femeile, toate. Sus femeile, au.
singure, să singure, hai sus femeile, toate femeile.